Vă salut, distinși consumatori de Daily Vloguri Mariceni. În vlogul de astăzi vorbim despre tehnologie. Am trei chestii pe care vreau să le discut în vlogul ăsta. În primul rând, acum filmez o mașină pentru că mergem într-un loc foarte șmecher din țară. Loc pe care o să-l vedeți pe canalul principal mâine. Știți, tradiționalul vlog săptămânal în care mergem prin țară și descoperim locuri frumoase. Dar astăzi vorbim despre tehnologie aici. Primul lucru, ăsta e un gând care mi-a venit ieri la duș, vis-a-vis de Apple și de iPhone. De ce Apple nu bagă, de exemplu, în iPhone cititorul de amprentă în display? Sunt o groază de telefoane care au chestia asta, da? Samsung, ăștia, OnePlus, toți băieții, și Xiaomi, și Apple nu are. Și de ce, uite, are notch-ul ăsta urât pe care îl are aici la iPhone? De ce nu vine cu o chestie mai simplă, cu o cameră, o bulinuță într-un colț de ecran sau pe mijlocul ecranului, cum are Samsung sau Xiaomi? Și mi-a picat fisa. Și cred că asta e teoria mea. Acum să-mi scrieți ce părere aveți voi de teoria mea. Ăștia nu mai implementează chestiile astea pentru că le-au luat-o înainte concurența. Le-a luat-o înainte Samsung-ul, le-a luat-o înainte Xiaomi, le-a luat-o înainte OnePlus-ul. Și e la modul, frate, dacă noi venim acum și facem chestia asta, toată lumea o să râdă de noi și o să zică, hai, uite ce inovație pe Apple. Dar vin și cu chestia asta după 15.000 de ani. Așa că așteaptă, probabil să vină cu ceva mai wow, dar chestia asta vine cu prețul faptului că ne ține pe noi, utilizatorii de iPhone, în evul mediu, în timp ce toți ceilalți poate să deblocheze telefonul cu amprenta, direct punând degetul pe ecran. Sau sunt chinuiți cu bretonul ăsta oribil la adită mai telefonul de 6.500 de lei sau cât costă. Da, asta e prima chestie. Să-mi scrieți în comentarii ce părere aveți pe ea. A doua chestie este despre Evomag. Și am zis că o să vorbesc de rău despre ei dacă pățesc din nou chestia asta. Vlogul de astăzi trebuia să fie despre încărcătoare. Probabil că va fi săptămâna viitoare. Am comandat de pe Evomag ceva acum 2 zile și nici până astăzi nu am primit confirmarea că au fost predate produsele la curier. Deci jur, dacă comandam de pe Amazon Germania, Amazon.de, până acum, în 48 de ore, avem confirmarea produsele au fost predate curierului. Cred că o să vină într-o săptămână produsele de la ei și am pățit fix aceeași chestie cu o comandă acum câteva săptămâni și am zis, mă, că poate s-a întâmplat. Partea bună e că și atunci și acum am pus cu ramburs. Să văd, bă, plătesc când vine produsul, că nu am încredere în voi că mi-l trimiteți rapid. Ce drept m-am și obișnuit cu Genius-ul de la iMac. Acest clip nu-i sponsorizat de iMac, dar trebuie să recunosc că sunt mare fan al Genius-ul de la iMac. Frate, am comandat până în ora 10 astăzi, mâine îmi vine produsul. Genial. Și acum întorcându-mă la Evomag, acum 2 săptămâni am comandat de la ei ceva și vă jur, frate, o săptămână le-a luat până să primez mesaj de la că au predat produsele la curier. Sau 5 zile, ceva genul. În momentul în care eu am pus mâna pe telefon, am anulat comanda, am zis că degeaba mi-o trimit, by the way, nu răspundeau la call center, nu răspundeau pe Facebook, le-am lăsat un mesaj și le-am zis, bă, nu le mai trimiteți. Și am comandat de pe eMag prin Genius și a doua zi mi-au venit. Și acum am pățit aceeași chestie cu încărcătoarele. Și am zis că trebuie să zic chestia asta. Deci dacă veți comanda de la Evomag, puneți-vă centoarea de siguranță și înarmați-vă cu răbdare pentru că va veni foarte rău comanda. Și puneți-o cu ramburs. De nu mi-l am apărat. Acest clip nu e sponsorizat de nimeni, nu vreau să fac rău nimănui, vreau doar să vă informez pe voi cum funcționează treaba. A treia chestie și probabil cea mai importantă chestie de discutat astăzi în vlogul de tehnologie este de ce cred eu că Facebook și Instagram o să se ducă rău de tot pe copcă. Unde greșesc cel mai grav? Pe lângă fenomenul fake news, pe care au început încet, încet să-l înăbușe. Dar se chinuie. E greu. E chiar greu să controlezi atât de multe postări în toată lumea. Dar cea mai mare problemă este calicia. Faptul că sunt niște zgârciți care sunt prezenți în toate țările, da? Din lumea asta. Mă rog, nu știu, în Coreea de Nord sau în China cum stă situația. Dar să zicem că sunt prezenți aproape pe tot globul, da? Băi, se cacă pe ei să plătească un om, doi oameni în țările astea, în toate țările astea din lume, ca să aibă profitul mai mare la finalul anului. Oameni care să fie acolo un fel de relație cu clienții. Pentru că eu am o problemă pe Instagram. Cineva mi-a furat pozele de pe Instagram și a făcut un cont fals, unde cu ajutorul acelui cont hărțuiește persoane. Se dă la fete și le întreabă dacă vor să aibă un sugar daddy. Tot felul de chestiile astea. Pe de o parte mă simt flatat că folosesc pozele mele în povestea aia, dar pe de altă parte, cea mai mare parte, este super nasol și ilegal ceea ce fac ei. Și eu m-am dus la Instagram și am zis, bă, trebuie să vorbesc cu Instagram. Am căutat mail de contact la Instagram, e un mail contact arunt instagram.com
care a fost scos din uz acum niște ani. Primește automat reply și spune, dacă vrei ceva, intră în secțiunea Help. Și te duci în secțiunea Help și până găsești ce ai nevoie, durează o eternitate. Și după ce durează o eternitate, găsești. Și începi, îți scrii problema, atașezi poze, doveditoare. Uite, contul ăsta hărțuiește persoane, folosește poza mea, se dă drept mine, bla 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 bla. Asta e un cont din afară, apropo. Că am văzut chestia aia acum cu Curtea Supremă, care a zis că dacă furtul de identitate pe internet se pedepsește, bla bla bla. Asta e un cont din afară, nu știu, sub incidența, sub jurisdicția cărei țări, cum se poate rezolva chestia asta. În fine, și de-aia apelez la Instagram. Bar acolo date, atașez poze, scrii și tot. Apăs send. Îmi zice că această chestie nu poate fi procesată. Și încerc de 4 zile chestia asta, îmi dă fix aceeași eroare și eu sunt în situația în care am cerut comunității, bă, dați-i lui ăsta report, omul mi-a dat mie bloc, acum nu văd ce mai face, în schimb, el folosește în continuare pozele mele, a făcut contul privat ce-i drept, dar folosește în continuare pozele mele. Și oamenii care, din la mine în comunitate, care s-au dus să dea report, îmi spun, bă, vezi, contul e încă acolo, eu am dat report. Probabil au dat niște zeci de oameni report. Și oamenii ăștia, unii dintre ei au primit de la Instagram înapoi feedback, cum că Instagram nu consideră că este o problemă cu contul ăla. În contextul în care zeci de oameni au dat report pentru chestia asta, da? Deci, dită mai compania cu profit de miliarde și miliarde de dolari, nu este dispusă să le acorde utilizatorilor lor minimum de comunicare, minimum de asistență. Eu tind să cred că genul ăsta de companie nu va avea un viitor prea strălucit, pentru că nu îi pasă de oamenii care sunt pe platforma ei, da? Da, asta am vrut să zic, adică sunt curios în ce direcție se va învârti, în ce direcție se va duce toată povestea asta cu Instagram și Facebook, care ignoră complet interacțiunea cu utilizatorii care au nemulțumiri notabile. Și astea au fost cele trei chestii pe care am vrut să le discut astăzi cu voi în zona de tehnologie, asta pentru că nu au venit încărcătoarele de la Evomag. Mulțumesc mult de tot, Evomag, să-ți dea Dumnezeu sănătate și, nu știu, un departament de logistică mai bun sau mai atent anul ăsta. Da, Crăciun fericit, ne vedem mâine cu un vlog nou pe canalul principal, vlogul ăsta cu aventura, și pe canalul de daily, un alt vlog. Crăciun fericit, mulțumesc, Georgiana, că te chinui și m-ai filmat. Este o eroină.